Pompierii din Argeș, 40 la număr, rămân însă pe poziții. Ei vor urca pe ambii versanți unde s-a manifestat incendiul cu pompe manuale portabile, lopeți și mături pentru a se asigura că nu a rămas niciun focar neobservat din elicopter care să ducă la reaprinderea focului. Abia după ce incendiul va fi declarat lichidat, cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență vor declanșa o cercetare pentru a stabili de la ce au pornit flăcările care au mistuit vegetația pe o suprafață de aproape 14 hectare. Două elicoptere și 200 de militari din Argeș, București și încă 6 județe au intervenit chiar la baza cetății Poenari.